Da. Deci de acolo, de la lansetă, acolo. Așa. Și au venit atât de la apa de-o palmă, s-au jucat cu apă pe picioare așa de copii și e cu copii. Și tot ăsta a văzut 10 minute. Până la un copil s-a dus mai așa, ăla că l-a luat curentul și ăla acolo luat. Și ei s-a dus pe copilul. S-a dus, tot s-a dus. Copilul ăsta din spate, copilul din spate a văzut că face baie sau că s-a grăzut. S-a dus și el. Când s-a dus să strie. Și o răcnit e, partea aia femeie, o răcnit la bărbat, tată și era, nu știu. Și a venit ăla, a venit fuga săracul pe mine, dar era îmbrăcat. Și o sărit în apă după el. Și a oprit pe un copil în braț. L-a oprit, l-a saltat sus, l-a saltat tot, l-a saltat el. Altceva la fund. Mai avea văzut 15 metri până la mal. Nu i-a mai văzut. Nu mai văzut. Și ea tot la fel. Ea a băgat în colțul ăsta aici. Aici a băgat în colțul ăsta. L-a oprit și e pe cealaltă. L-a prins. Dar l-a tărit văzut 10 metri, pe unul nu mai ieșit nici. Nu mai ieșit. Cât a trecut de când? Are o oră jumate, are mai bine de o oră jumate, are mai bine, da. Plată am venit să încarc balastru la balastieră și m-au oprit văcării. Că s-au unicat 4 persoane și m-am apelat că ei n-au avut telefon. Erați aici când s-a întâmplat? Nu, 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 eu m-am oprit, erau disperați și a zis că s-au unicat 2 copii, o fetiță sau o doamnă și soțul. Dumneavoastră sunteți de aici? Nu, eu sunt în Dâmbovița. Ați mai auzit așa o tragedie, 4 persoane? Nu, 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 4, cam mult. Și la apa asta care e aici, e ceva chiar ciudat. Și ziua asta de sărbătoare, știți cum este.